Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou infovideo. Da, cred că e primul infovideo. Deci în acest mic videoclip, pentru că mă grăbesc și eu să ajung undeva, vă voi povesti câteva chestii importante, cred eu. Deci în primul rând am văzut că e dita mai hype cu harta României și nu știu data exactă, poate la momentul la care vorbesc eu sau vă uitați voi să fie lansată deja de acum. Na, n-ai de unde să știi. Oricum o să fac video special, vă dați seama. Am văzut că pe live-urile cu harta României era unul care avea 100 de abonați. Pe un live a făcut 250 de abonați. Și sunt și eu răguște. Altă chestie, programul de postare. Săptămâna asta eu sunt în practică, deci am timp să fac live-uri seara, că nu e mare lucru practica. Pentru cei care au fost la liceu cu, nu știu cum îi zice, gen turism sau chestii din astea. Știți despre ce vorbesc. Da, programul de postare va fi vineri, sâmbătă, duminică, live seara. Dacă nu vineri și sâmbătă, măcar duminică. Sau dacă nu, nici duminică, o să vă anunț pe Facebook sau într-un videoclip special, caz de sunt plecat sau ceva. Ce mai era de vorbit? Cu live-uri aș vrea să o las mai ușor, că am văzut că în ultimul timp numai videoclipuri de alea de 2 ore sunt pe canalul meu și e cam ciudat. Adică nu e ciudat, dar lumea nu prea stă să se uite la atâta. Și mi-ar plăcea să fie, nu știu, cât mai vizionate. Ce ar mai fi de zis? La 1000 de abonați aș vrea să fac un giveaway, nu știu cu ce. Cu un joc, cu o promovare, cu... chiar nu știu. O să născocesc eu ceva. Ce ar mai fi? Să-mi vină în cap că poate uit și după aia îmi pare rău că n-am spus. A, da, și faza cu tutorialele. A strâns ăla cu GTA 5 19.000 de vizualizări. Voi vă dați seama, 19.000 de vizualizări? Ce înseamnă pentru canalul ăsta? Mie acum îmi pare rău că n-am zis la început să apese butonul de subscribe. Și... zic și acum, deci nu uitați, pentru cei noi, apăsați butonul de subscribe dacă vreți video-uri cu GTA 5 și cu moduri. Faza cu jocurile. Eu acum mi-am cumpărat un hard de 1 tera și am spațiu pentru orice joc. Orice joc. Deci, pentru cei care vor, puteți să-mi spuneți în comentarii ce jocuri vreți să... mai apară pe canal, afară de cele pe care le-ați văzut deja și cele care au apărut noi. Și cred că cam atât ar fi, nu știu ce să mai spun. Mai avem nevoie de 5 abonați pentru 300. Deci 300 e o sumă destul de bunicică, adică na, nu cresc așa de repede precum mă așteptam, dar cresc. Și sunt alții care au vreo 500 de abonați și stagnează, pur și simplu postează și stagnează sau cresc foarte, foarte greu. Deci nu e ceva neîntâlnit, dar sper să nu fie cazul ăsta și la mine. Și cred că cam asta a fost video. Dacă am uitat ceva, chiar nu știu. Mă tot gândesc și nu știu dacă s-o tai la montaj. Să vă mai zic o fază. Eu mă tot chinui să filmez, nu să filmez, să randez cu Sony Vegas, pentru că vreau să pun intro și să le editez mai ca lumea. Adică cum știu eu, nu sunt profesionist sau ceva, dar încerc. Și pur și simplu se vede ca naiba, zice în detalii când ai click dreapta că e 1080 pe 60 frame-uri,
și nu pare deloc așa, frate, parcă e 4:18 mâncați așa. Și e foarte enervant, stai o oră, două să editezi și să randezi video de 7 minute, îți termină editarea, respectiv randarea, și după aia vrei să te uiți și tu la video, vezi că are 82 de megabits, ceea ce nu are cum la un video 1060 și primul trebuie să avem măcar 500 sau 1 giga, pe care cel puțin 5 minute. Deci, na, se mai întâmplă, nu se mai întâmplă, poate a fost la mine, poate am ceva greșit. Hai să sărim peste...